Ar fi bine să veniți aici. Te rog. Un important operator de turism din România, Prestige Tours, și o importantă firmă din zona Moldovei, Intertour, și-au dat mâna pentru a realiza aici, la Bacău, un, aș spune, model de întâlnire, poate că care ar trebui permanentizat. Sigur că aceasta este o punere în temă. Domnul director Mircea Arnaldo, directorul executiv la Prestige Tours, și domnul Dumitru Nescu sunt la dispoziția noastră cu oferirea de noi și importante detalii legate de ceea ce s-a întâmplat în sală. Firma există din 1990, ne-am dezvoltat, să zicem, sănătos, nu exploziv, nu exponențial. Am consolidat foarte multe destinații din București. Avem 12 zboruri, 12 avioane pe săptămână din București. Și după ce, să zicem, am prins rădăcini puternice, de anul acesta am deschis operare din alte 5 orașe din țară, adică Bacău, Sibiu, Timișoara, Cluj și Satu Mare. Din Cluj chiar 2 zboruri pe săptămână pe Antalya. Deci, la fel, este o strategie, să zicem, sănătoasă, mai conservativă poate, dar nu e bine să riscăm, să jucăm poker pe banii clienților, să anulăm operări, cum s-a mai întâmplat pe piață. Deci am început, anul acesta a fost primul pas de a ieși din București, pentru că partenerii noștri se află în toată țara, nu numai în București, și este foarte greu pentru un client să ajungă mereu în București, nu mai vorbim de trafic, de dificultatea de a ajunge la aeroport, chiar dacă vin cu mașina proprie. Eu trăiesc coșmarul ăsta zi de zi și credeți-mă că nu e foarte plăcut. Deci, de anul acesta operăm 6 zboruri pe Antalya pe săptămână din 5 orașe. Așteptăm să vedem, și poate ne vom mai întâlni încă o dată în toamnă, să vedem cum au mers aceste zboruri. În funcție de cum au mers, în funcție de feedback-ul primit de la partenerii noștri, intenționăm ca anul viitor să deschidem un al doilea zbor din fiecare din aceste orașe. În principal ne-am gândit noi pe o insulă grecească, deoarece Spania este deja departe și pachetul este mult mai scump. Sau dacă economia noastră va crește precum decolarea unei rachete, nu știu, poate dumneavoastră sunteți mai informați, atunci ne gândim chiar și la zboruri intercontinentale. Deocamdată, cum am spus, ne gândim mai realist. Nu întâmplător, vedem aici pe domnul Marius Naclar, este pe trotul Piatra Neamț, Agetur, Focșani, domnul Orhăcea, Iași, Travel for You, Vasile Pașcu și Intertour. Toate aceste 4 agenții, pe lângă faptul că noi considerăm că suntem în județele noastre între cele mai importante, suntem acum și sub umbrela Happy Tour, cel mai mare operator de turism din România,
de unde, cum spunea și domnul director Mircea Vladu, Prestij Tours este vioara întâi. Sperând ca, fiind agenții asociate aici și convingând, vedeți acum, și sperăm și prin rezultate, ca Prestij Tours să vină să organizeze chartere și din Bacău, și din Moldova, ca și afacerile noastre, ale agențiilor din zonă să crească și să putem oferi și noi, turiștilor noștri, cele mai bune variante de vacanță. De aceea mă bucur că au făcut acest efort și colegii mei din celelalte județe și este un semn că se poate și că și Moldova ne putem uni eforturile și să facem un turism de calitate. Și de aceea aș invita și pe colegii mei să spună punctul de vedere, dar sunt sigur că toți gândim la fel și că vrem să dezvoltăm business-ul în acest mare și frumos grup de tur. De asta suntem la această masă, pentru că toți gândim la fel. Și interesul nostru e ca turiștii să zboare și din Moldova, nu doar de la București. Și cu ajutorul Prestij Tour, implicit domnul Mircea Vladu, ne-a ajutat, începând cu anul acesta, să avem și noi chapter-ul nostru din zona Moldovei. În general, Happy Tour-ul și-a ales vârfurile fiecărui județ în domeniul turistic, atât ca cifre de afaceri, cât ca firme foarte serioase. În piața turistică anul trecut, domnul Vladu a zis destul de delicat, a fost sincope, dar a fost pe anumite segmente, au fost sincope destul de mari, chiar foarte mari, care s-au lăsat cu cifre, chiar cu falimente. De fapt, chiar acum două săptămâni am apărut o listă cu falimente cu agenții de turism. Asociația Națională a Agențiilor de Turism a făcut publică, practic, lista agențiilor non-grata, care... Excluse din asociație. Ei, asocierea aceasta cu Happy Tour nu s-a făcut deloc întâmplător. În momentul când a venit reprezentantul Happy Tour, cel puțin a venit la Piatra Neamț, știa exact unde este situat biroul, cifră de afaceri, personal, tot. În general, asocierea a ținut foarte mult de calitatea membrilor grupului. Calitatea atât profesională, seriozitate și, în general, o mare responsabilitate care ne-o asumăm atât față de colaboratori, cât și pentru turiști. Deci, încă o garanție a faptului că încercăm să oferim serviciile cele mai bune, la prețurile cele mai bune, și o colaborare foarte onestă și corectă față de toți colaboratorii noștri. Însă, iar un lucru foarte important dimensionat în cadrul grupului, noi avem foarte multă independență, putem să ne lansăm produsele noastre proprii, care la rândul lor le putem distribui prin acest grup de agenții la nivel național. Cum Intertour va distribui, cred, și mai mult ca sigur, produsul Litoral Românesc, având o experiență deosebită, la fel și noi vom face un pachet pentru care vom prezenta în vreo lună de zile. Deci o colaborare sănătoasă și chiar o afacere în adevăratul sens al cuvântului, benefică pentru toți. Care a fost scopul acesta? Promovarea charterelor, în primul rând, pe destinația Turcia, pentru că e vorba de destinația Turcia cu zbor din Bacău, și bineînțeles și a celorlalte zboruri charter care se derulează de pe aeroportul din București, de pe Otopeni, pentru Grecia și Spania. Ce probleme s-au discutat în mare? În mare s-au prezentat destinațiile, sistemele de rezervări și, bineînțeles, aturile noastre ca și agenții care facem parte din grupul Happy Tour. Prestijul, de altfel, ca tur operator, face parte și el la rândul lui din grupul Happy Tour. Cum se anunță anul turistic 2012? Până acum semnalele sunt foarte bune. Eu zic că ok, pentru toată lumea. Mai ales pentru străinătate? Cu siguranță da. Românii de-abia așteaptă să plece în vacanțele și exotice și mai puțin exotice, dar Turcia se apropie de standarde, zic eu, destul de bune. Oricum sunt cei mai buni, cel puțin pe servicii la momentul ăsta, din tot ceea ce înseamnă Europa.